400 de angajați de la termocentrala Paroșeni și 720 de la termocentrala Mintia au intrat în grevă japoneză, nemulțumiți de decizia administrației complexului energetic Hunedoara de a-l reduce programul de lucru cu 4 sau 5 zile lunar. Noi avem un termen de data de 11 până în data de 20 în care lumea va purta banderole albe. Punctele de vedere noastre care le-am adresat și administrației vis-a-vis de acțiunea de protest, în primul rând, neexistența unui contract colectiv de muncă, cel mai important lucru care considerăm noi, regimul de trecere în așteptare cu 75% a salariatului din cadrul complexului, netrimiterea către casa de pensie a dosarelor celor care îndeplinesc condițiile de pensionare. Sindicaliștii spun că, deși decizia este aprobată de Consiliul de Administrație al complexului, aceasta este una abuzivă și lipsită de transparență, pentru că informările conducerii sunt contradictorii. Angajații complexului sunt revoltați și de faptul că decizia administrativă pentru perioada următoare, până la negocierea contractului colectiv de muncă, presupune tăierea mai multor drepturi salariale. Nu avem un contract de muncă, un contract colectiv de muncă care este expirat, a fost prelungit printr-un acord din 30 aprilie până în 10-a 6-a, deci până ieri. În momentul actual nu avem niciun contract colectiv, niciun acord încheiat, lumea debusolată, drepturile angajaților nu se mai ghidează după nicio formă legală, conducerea complexului nu, deocamdată nu a acordat nicio atenție acestor lucruri. De asemenea, printre revendicările sindicaliștilor se numără șomajul tehnic, trecerea în regim de așteptare a 25% din personalul TESA, dar și disponibilizarea a 600 de angajați care îndeplinesc condițiile de pensionare fără afectarea drepturilor. După ce directorul complexului Aurel Niculescu se va întoarce din China, sindicaliștii de la Paroșeni vor discuta cu acesta, iar dacă revendicările nu se vor rezolva, greviștii au de gând să continue celelalte forme de protest conform statutului sindicatului și codului muncii.